Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am să fac un unboxing de o locomotivă tip 060EA. Este primul unboxing făcut vreodată la o astfel de locomotivă. Deci eu sunt primul. Cam așa arată cutia. Și acum să deschidem. Locomotiva a fost achiziționată de la HDD. A fost o serie limită de 125 de bucăți. A mea a fost numărul 58. Instrucțiunile de utilizare. Aici avem câteva accesorii, cuplele, plugurile cu gaură și fără gaură și furtunele modelistice. Ok, și acum să trecem la locomotivă. Trebuie să fie scoasă cu mare grijă. Cam așa arată locomotiva. Este locomotiva cu numărul 91530477856. A mai fost realizat încă un model schemă de vopsire delfin cu numărul 7732. Acelea fiind prima locomotivă 060A de delfin făcută și în realitate. Specificațiile locomotivei. Avem așa, avem șasiu din metal, tracțiune pe toate axele, pantografele cu posibilitatea alimentării pe rețeaua aeriene, motor mașină în 5 poli, fabricat în Japonia, cu două volante și transmisie cardanică, lumini alb-roșu în funcție de sensul de mers, farurile superioare putând fi eliminate chiar și în sistemul analogic. Priză NEM652, circuit digital predispus pentru montarea decodorilor, pe dispunerea spațiului interior pentru decodor și pentru difuzor.
Mm-hmm.